piesele, da? Ai piesele albe. Începem cu calfe 3. În general prefer C4, D4 sau calfe 3. De multe ori aceste mutări transpun. Ok, Indiana regelui. Chiar interesant. Da. Așadar vom vedea planuri de atac. În altă variantă de data aceasta, varianta fianchetto. Mm-hmm. Nu chiar Indiana regelui până la urmă. Hai să luăm controlul centrului. Față de partida... Un fel de Grunfeld este ceea ce dorește adversarul meu aici. Față de partida jucată, prezentată anterior, aici este vorba de o partidă blitz de 5 minute, fără adăugare, așa că timpul va fi foarte scurt. Pentru gândire, în plus, așteptăm și explicațiile fiecărei mutări. Bun, acum cred că este... Pot să iau pionul din C5... De obicei, negrul poate recupera pionul acesta, de asta și joacă C5, dar să vedem, pentru că nu este chiar ordinea de mutări din un Grunfeld obișnuit. Bun, mi-a atacat pionul din E5, pe care va trebui să-l apăr. Am ales să-l apăr cu dama pentru a aduce turnul în D1 mai departe. Bun, G4. Da, vrea să-mi ia pionul din E5. Eliminând un apărător. Eliminând un apărător, da. Cred că va trebui să renunț la el. Ok, turn de 1. Are o mutare de dezvoltare. Pun pe legătură calul. E adevărat că, ok, mă așteptam să-mi ia pionul. Cum pot continua cu cal C3, de exemplu, punând iarăși presiune pe calul din D5. Ok, calia la E5. Și acum mă gândeam că pot să iau întâi D5. Nu pot să iau calul pentru că o îi pierde dama, calul din E5, dar măcar am creat un pion slab în D5. Și acum să eliminăm nebunul de aici. E neplăcută legătura totuși. Poate să-mi ia în H3, dar eu voi lua pionul din D5. Cu atac asupra damei. Da. După care aș vrea să-mi dezvolt nebunul din C1 și să continui să mai aduc piese către centru. Bun, dama 5. Poate și celălalt nebun. Un apărător în plus pentru pionul de la C5. Da, și îmi pregătesc și mutarea turn D1. E adevărat că trebuie să fiu atentă pentru campionul din A2 neapărat. Și regina pe legătură acum. Acum, da. Dar cred că nu amenință nimic așa. Imediat cu mutarea turn E8. Așa că pot continua, de exemplu, cu A3, mă gândesc. Pregătind B4? B4 sau turn D1, ca să nu pierd pionul din A2. Bun, acum trebuie să fac ceva. Turnul e sub atac, da. Am deschis și nebunul din F3, acum îi atac în B7, deci probabil că va trebui să apere pionul. În momentul ăsta, echilibrul este perfect material. Da. Pe tablă, ți-ai recuperat acel pion. Da, într-un final aș avea majoritatea pe flancul damei, ceea ce de obicei dă un mic avantaj, pentru că îmi pot crea un pion liber. Și a apărat pionul de la B7. Da. Și... Ok, turn C1, aducem și turnul înspre centru. Și iese de... De pe legătura nebunului, da. Aș fi putut continua și cu B4 imediat, dar apoi pionul din A3 ar fi rămas neapărat după ce plec cu turnul. B6,
Nu mă interesează să schimb deocamdată pionul. Mai bine îl păstrez și îl avansez. Bun, observ că dama nu prea are câmpuri momentan. Nu știu dacă mă pot folosi de lucrul acesta, dar pot pregăti, de exemplu, turn C2, pregătesc și avansarea pionului la C7. Ok, mi-a atacat turnul. Și pot continua cu turn C4 în poziția asta. Mai ai 2 minute. 2 minute, da, cele un pic în dezavantaj ale față adversarului. De adversar. Turn de 8 se poziționează și el pe coloana deschisă, amenință și nebun de 3. Pe lângă asta, să-mi iau un turn, dar pot continua cu mutarea C7. Contraatac. E cea mai bună apărare, așa se zice. Ideea este să continui. Uite, la mutarea asta mă așteptam și mă gândeam că aici aș putea continua cu mutarea nebun B7, dar să vedem dacă funcționează. Nebun de 7, nebun de 3. Și câștigi o tură. Am dama atacată, dar cred că pot să iau un C8, nebunia la E2 și să iau un D7, da? Și iarăși, pionul din C7 se pare că va fi eroul zilei. Are ambiții de a deveni regină. Nu iau mat, da? Trebuie să verific un pic aici, dar n-am cum să iau mat. Ok, luăm turnul. Cum pot să transform dama și iau și nebunul din C4 și am rămas cu piesă în plus sau și putea continua și cu nebun H6 aici, profitând de faptul că este pe legătură, nu? Ameninț mat în F8. Dama C5 pare a fi singura apărare, dar chiar și atunci pot să iau nebunul din C4 cu turnul. Și va rămâne îți va lua legătura. Dama, vei lua dama și vei avea un avantaj material absolut. Va fi chiar mat după aceea. Turnia la F8 va fi mat. Pentru că nu mai are cum să-l apere, exact. Da. Dama de 6. Bun. Păi, aș putea continua cu turne 4 în poziția asta. Ideea fiind să joc turn E8 mai departe. Mai nu, aduc un al nu uita atacată. De timp, 44 de secunde. Da. Dar avantajul e atât de mare încât... Sper eu că nu contează așa de mult. Bun, așteptam la acest șah. Probabil că încearcă să găsească o formulă de a-ți da un șah etern pentru a obține. Da, da, dacă rege H2 ar fi avut mutarea dama H5, de exemplu, încă aveam turn H4. Nu cred că ar putea fi posibil în poziția asta. Sper să nu... Uite, să pun un nebun C6 de precauție, ca să nu mai aibă niciun șah înainte. Și acum în sfârșit turn 8. Și inevitabil, nu mai are niciun șah la dispoziție. Da. Și o să iau nebunul la următoarea mutare. Și cred că va fi și mat cu dama 8. A, bine. Încerc să-l dau mat mai repede, că tot nu prea mai am timp, nu? Și gata. Și mat. Da. L-ai distrus. M-a ajutat un pic, să zicem, nu? Mi-a lăsat acel pion în C5. Cred că în timpul nu trebuia să joace mutarea E6, ci ar fi putut să ia direct pionul din E5 în acel moment.